Salutare tuturor, mai numele meu este Răzvan și bine am găsit la un nou episod de Europe Empire 2027. Astăzi o să facem, adică o să continuăm cu ce am început noi. Da, ne întoarcem, nu știu ce m-am apucat. Ok, hai să continuăm. Probabil, cel mai probabil, o să pierdem și vă trebuie să votați cu cine să jucăm mai departe acest joc. Dar probabil o să aleg eu pentru că nu am răbdare, pentru că îmi place foarte mult jocul ăsta. Pentru că pe Warcangeron m-am cam plictisit de el. Dar o să apară episoade. Pentru că sigur o să pierdem cu România. Ok. Deci avem așa, știri de relații. Franța a decis să scadă nivelul. Germania a decis să scadă. România a cerut încetarea focului, așa, încetarea focului. Rusia a decis să scadă. Turcia a decis să scadă. Aolo, ne facem dușmani. Să vă arăt. Azorică. Măi. Irlanda a trimis ajutor financiar țării Cipru. Suedia a decis să îmbunătățească relațiile comerciale cu Belgia. Regatul Unit a decis să îmbunătățească relațiile comerciale cu Rusia. Nu prea ne interesează pentru că n-a scăzut nimeni relațiile cu noi. România a retras forțele. Turcia are cu cele care au fost luate de Bulgaria. În momentul ăsta, aș putea ataca Bulgaria și să iau teritoriu, pentru că trebuie să aibă de a face și cu ăștia alții. Și noi după momentul trupe. Deci va trebui să cumpărăm o grămadă de trupe. Nici bani. Nici... Nu mai avem bani. Nu. Deci, trebuie să facem un felul următor. Nu mai avem nici măcar avioane de luptă. Nu avem absolut nimic. Probabil o să pierdem tura asta. Da, probabil o să pierdem tura asta. Deci, ok. O să încerc cât de tare pot să trag să... Să nu fiu omorât. Orice reușit să plangheze din încă. Aș putea face o schemă. Ungaria e a Belgiei, deci aș putea face următoarea schemă. Să atac Bulgaria. Ar fi destul de bună schema asta, dar mamă, deci nici trupe nu mai avem, dacă vă dați seama. Deci nici trupe nu mai avem, așa că o să cumpărăm așile. Puteți cumpăra 50.000 de bucăți? What? What? Ok. Economia. Deci trebuie să facem niște alianțe militare, care că cu toată lumea trebuie să facem alianțe militare ca să ne... facem economia la loc. Știi de război, Turcia cuceri țara Bulgaria. Da. Acum avem granițe cu Turcia. Ce? Oare ce se putea întâmpla? Avem granițe cu otomani. Bine, frate. Bravo. Germania a reușit să fugăriți trupele inamice din țara Grecia. Țara și... Acum să ne scade economia, pentru că... Da, de ce nu? Nu. Îmi dă mai mulți bani dacă zic nu. Acceptăm mita. Nu-i problemă de război, că suntem iar întoi. Ha, mă, pe bune! De ce? Mai trebuie 200 de milioane? De jocul ăsta e atât de nervant. Când joci cu România, pardon. 249. A, dar stai puțin să dezactivez netul ca să...
ca să nu mai avem reclame. Trebuie să votăm aici, ia să vedem. Țara Malta a trimis următoarea server. Da, totic. N-am fost aprobat. Ok, deci cumpărăm armele. Și după o să investim numai și numai. Oh, fuck, mai trebuie. Ok. Ce de capul meu. După acum o să investim numai și numai în reduce costul armelor pe care le cumpărați. O să facem chestia asta de level 10 și să vedem ce o să fac, ce o să se întâmple. Dar în același timp e foarte scumpă, deci trebuie să facem ceva ieftin. Nu dronă, nu vreau dronă, n-am de ce să pun chestii pe dronă. Reduce numărul de rebeli, va crește rad. Iac. Da. Vroiam să fac... Da, dar nu. Nu ne permite. Jocul ăsta e atât de fucked up. Cu țări slabe. Ce mă enervează. Nu ne permitem să facem absolut nimic, dacă vă dați seama. Trebuie să atacăm țări slabe. Și nici măcar putere navală nu avem, adică forță. Ce am putea face? Pe cine să atacăm? Bosnia este... De cine ocupată este Bosnia? Sau nu e ocupată? Bosnia nu e ocupată de nimeni. Perfect. Hai să... Ce economie avem? Din ce în ce mai slabă e economia... Trebuie să facem un tratat militar. Da. Nu. Ce pot să fac ca să... Ca să pot protejez... Nu, am citit că greșit, în fine. Ce pot să fac ca să... Permit chestii cu economie, gen, da, îmbunătățește venitul țării. Venit? Cum adică venit? Ce sens venit? Cred că gata. Pop. Adică, ia stai. Deci avem 5.000. Bine așa, numai chestia aia o să o luăm atunci. Mi-a îmbunătățit foarte mult, adică mi-a dat cu mai mulți bani. Ia să vedem. Mai luăm o dată? Sau cât costă? Parcă costă mult. Da, poi. Dar măcar o să ne dea bani. Chestia asta. Să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Danemarca cucerită la Malta, Spania cucerită la Islanda. Poi de viața noastră. Semnărul e lumea. Țara Bosnia și Herzegovina trimis, da. Ceva cu mită, vă rog. Da. Dați-mi mită. Accept, da. Dacă e totul cu mită. Pentru că am nevoie de bani. Știu, cred că știu cui să-i declar război. Probabil, îmi pare rău, bruderilor din Moldova, dar oricum trebuie să cucerez lume. Deci... No. Fuck, ok, trebuie să declarăm război Moldovei, altfel o să murim și noi, o să colapsăm în curând. Pentru că avem o economie foarte slabă și foarte mică. Unde e Spania? Spania, Moldova. Moldova... Oricum am și o relație proastă, na.
Moldova. Hai să declamăm. Ok, deci o să trimitem următoarea chestie, o să trimitem toate trupele la granița cu Republica Moldova și o să-i distrugem pe toți moldovenii. Pare rău, brudărilor, dar chiar am nevoie de chestia asta. N-am ce face. Spune-mi că i-am luat. România a distrus multe unități militare care apărs în armate Moldova. Wow! Chiar că sunt slab la război moldovenii. Nici măcar nu ne distrus artilerie. Ok. Asta nu mă așteptam. La asta chiar nu mă așteptam. Ia să vedem ce știri avem. Ne-a declarat careva război. Că am văzut că... Sigur. Let's mount up. Let's mount up. Și deja am... strâns cât de cât. Moldova este destul de sărăcuță, așa că nu o să ne dea un increase foarte mare la economie. România a reușit să invadeze profund pe teritoriul țării Moldova. Avem foarte puține pierderi. Deci, e foarte bine chestia asta. Relația atunci și se mai întâmplă cu relațiile noastre. Oricum, nu cred că o să afecteze prea mult viitorul țării. Adică... vreau să zic într-un fel ce vreau să zic că ceva nu bine. Că ar da cineva Finlanda să nu mai durata de pace cu Moldova. Pentru că oricum ei o să România cucere țara Moldova. N-am pierdut aproape deloc, am pierdut și noi 100 de soldați acolo, două tancuri și adică 10 tancuri am pierdut doar. 10 pe bune? Ok, avem rebeli, deci o să-i distrugem în secunda următoare. Am făcut 200 de oameni, asta e. Ok, măcar avem Moldova. Ia să vedem ce economie avem. Nu am mărit foarte mult, dar este ok. Ceva arme ne mai trebuie? Nu ne trebuie arme. Adică ne trebuie. Ne trebuie avioane, elicoptere, rachete anti-aer, dar cât să pune, cât să fie. La tehnologie, întotdeauna. Dăm aici. Jbang. Frumos. Ia să vedem ce economie avem acum. 5,687. Da, o să ne trăiască ceva până la 6 milioane de euro. Per... Belgia cucerit țara Bosnia și Herzegovina. Nu mă întrebați cum. Belgia este ceva de genul, cum ar zice un englez sau american. So fucking strong! Ok. Ceva de genul. Ia să vedem. O lună scade economia. Da, deci... Probabil să mai luăm un nivel... Nivelul 10. Ia să vedem. Acum. Mi-am dat să stați un pic. Era 6.41 și acum 6.45. Cred că da. Ucraina a reușit să fugăriseră. Da. Ok. Asta este nasoală. Ok, deci am dat puțin speedrun până la 22,489 de milioane de euro. Avem o oportunitate bună pentru că Ucraina are de a face cu 3 țări în război, deci acum dacă o să cumpărăm repede. Piața armelor. Nu industrie militară. Dacă cumpărăm, să zicem, 5.000? Nu, 5.000. Hai, 1.000. 1.000 de tancuri, o să fim bazați și de chestii de-astea, da. Hai să zicem că ne ducem așa la război. Hai să declarăm război Ucrainei. Că poate apucăm și noi să luăm ceva.
What? Ah, da, stai că e în ultima, e în coadă. Nici relații foarte mari n-avem, așa că, da, n-are. N-are. Nu e. Ok, hai să ne trimitem toate trupele. Ucraina. Avem ceva trupe, deci s-ar putea să reușim să facem ceva. Pentru că este, Ucraina este atacată din foarte multe părți. E să vedem ce s-a întâmplat. Franța a lansat Rusia a cucerit Lituania, România a retras forțele de la granița cu Ucraina. Pe de ce? What? Am uitat să dau declarare război. Într-un fel e bine că am făcut 600.000 de trupe. Nu, pentru că îmi dă mită. Nu. Da, pentru că îmi dă mită multă. Ok. Deci, trebuie să mai facem o dată chestia asta. Să declarăm din noi. Acum am declarat război ucrainean. Trimitem absolut toate trupele posibile și imposibile. Adică avem ceva trupe la granița cu Ucraina, noi ce zice. 600.000 de soldați sunt foarte mulți, adică noi dacă avem acum în ziua de astăzi 277.000, mere situația. Știri de război. Franța a cucerit țara Ucraina. Fuck! Legatul Unit a cucerit țara Rusia! Wow, ok! Ok, a trebuit să fac o pauză, să mă duc la pauză. Olo, a căzut și un borcan. În fine. Deci, am rămas șocat. Cât de cât. Da. Am de votat o grămadă, să vedem, ne dă cineva mită? Nu, pentru că nu mi-ai dat mită. Nu, pentru că nu mi-ai dat mită. Nu, că nu mi-ai dat mită. Nu, că nu mi-ai dat mită. Ce ciudat. Dacă nu-mi dați mită, nu vreau. Dar nu vrei. Dau. Vrei tu? Ok. Deci, urez jocul ăsta atât de mult pentru că... Oh my days, dude. Pentru că am... un buget atât de mic. Lunar. Polonia, România retras forțele, Latvia retras forțele, Polonia retras forțele. Păi și acum ne bate pe toți Belgia. Nu, pentru că am domită. Yay! Scrisori diplomatice. Chiar nu aveam eu chef să citesc scrisori diplomatice. Da. Nu vrem asta. Yay! Germany! That's how you do it, bro. Ok. Pe cine am mai putea ataca, dar care nu este în alianța noastră? Au, că acum nu mai e Rusia, putem ataca Serbia. Băia deștept. Dar asta o să facem în episodul următor, pentru că asta deja a durat foarte mult, deci... Cam asta a fost cu episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați like, subscribe, share ca dumneavoastră și prietenii voștri și un follow pe Instagram, aveți contul meu în descriere, iar noi ne vom vedea în câteva minute cu episodul următor. Salutare!